Cred că ceea ce lipsește școlii românești este prezența unui psiholog. În special, cred că la vârsta, și doamna psiholog poate să confirme, în special la vârsta adolescenței, unde schimbările sunt de multe feluri. Copiii trec de la o stare la alta, trăiesc niște lucruri la o intensitate pe care copiii mai mici, de vârstă mai mică, nu o trăiesc, sau adulții nu reacționează la fel, și atunci cred că prezența unui psiholog la orele de dirigenție, în școală, în permanență, este absolut necesară, și dacă până acum poate nimeni nu a tras un semnal de alarmă, acest caz ar trebui să dea de gândit autorităților și să ne gândim cu toții că prezența unui psiholog chiar de la grădiniță este absolut necesară.